Bună ziua, sunt Andreea Esca și vă zic un banc tare cu soacre. Într-o zi, soacra se hotărăște să-și testeze cei trei gineri, așa că se aruncă într-o fântână. Primul ginere o vede și se duce repede și o salvează. A doua zi acesta găsește în fața casei o dacie cu un bilețel pe el pe care scria cu drag, mama soacră. După o vreme se aruncă iar soacra în fântână și o vede cel de-al doilea ginere și o salvează. Și ca drept răsplată găsește un trabant în fața casei cu același bilețel. Hotărâtă să facă și ultima probă se aruncă iar în fântână, așteptând să fie salvată de cel de-al treilea ginere. Acesta, în schimb, se gândește, dacă primul i-a dat o dacie, celui de-al doilea un trabant, înseamnă că mie o să-mi dea o bicicletă. Mai bine las-o naibii să moară. A doua zi de dimineață se trezește cel de-al treilea ginere cu un Ferrari ultimul model la poartă, care avea un bilețel pe el pe care scria cu drag tata socru. Dacă vă plăcut pasă pe urmărește pentru următorul video. seara România, bună seara București! Începem știrile cu cel mai tare banc. Era unul într-un compartiment de tren care avea un șobolan pe umăr și în fața lui o doamnă și cum mergeau ei cu trenul, ăsta a început să se scobească în nas, arunca biluțe, se bășea, crăgia, asta era orpilată, ce să mai... și cu șobolanul ăla pe umăr. Îți dai seama la un moment dat ajunge asta în stația de tren unde trebuia să coboare și când să coboare din ușa compartimentului îi zice Domnule, sunteți cel mai prost om crescut în lumea asta. Ultima speță, un dezastru, un nenorocit, un scârbos, un ordinar. N-am văzut în viața mea un bărbat atât de jegos la care ăsta îi spune Auzi, fă -te, dracu de împuțită, de slobozită, de nasoală, de bătrână infectă ce ești? La care șobolanul de pe umăr îi zice Auzi, fă și dacă ai pisică să-i trag la papacioc. Bună ziua, doamnelor și domnilor! Sunt Andreea Esca. Vin cu un nou banc, Casius Clay și copilul Minune. La o toaletă publică din București, în dreptul pișetoarelor, unul lângă altul, Casius Clay și copilul Minune. În timp ce se ușurează, Ali vede că copilul tot scutură la intervale scurte din cap, așa că îl întreabă cu compasiune, Bă, piticule, și tu suferi de Parkinson? Nu, mă așa, dar mă stropești în ureche. Dacă v-a plăcut, eu sunt Gianni și lăsați un like și apăsați butonul de urmărire pentru următorul videoclip Vă pupă Andreea Pupicei Frumosilor! Bună ziua, doamnelor și domnilor! Sunt Andreea Esca, am stiri noi. Ce s-a întâmplat cu Facebook și Instagram? Vi s-a întâmplat și vouă, oameni dragi, eroarea, sesiunea a expirat. Conectare Facebook? Să nu vă panicăți, oamenii buni! A fost o cădere de server în România, doar în România noastră, dragă, ce poate întâmpla orice. După o oră a revenit totul la normal. Sunt Andreea Esca și vă doresc toate cele bune. Pupicei! Bună, dragilor! Sunt Andreea Esca și să vă spun cel mai tare banc. Când nevasta este caratistă, o soție cu centura neagră la carate înseamnă o familie sănătoasă, copii educați, soacră politicoasă, un soț iubitor și credincios. Așa că muclesc barbaților fatalai. Dacă v-a plăcut, nu uitați să lăsați un like, să dați un share și o urmărire pentru video următor. Vă pupă, Andreea! Bună ziua, doamnelor și domnilor! Sunt Andreea Esca, vin cu un nou bank. În Irak, la baza NATO, era o cămilă. Într-o zi, capitanul scoate plutonul la raport și întreabă: Cei cu cămilă asta aici? Păi știți, șeful, o mai folosim și noi când ne e dor de o femeie. Mâine să mi-o aduceți și mie în cort. A doua zi iese capitanul cu pantalonii în vine și întreabă: Ei cum e? Așa a fost și la voi. Unul mai timid, așa, spune: Noi, de fapt, ne urcăm pe cămilă și mergeam în sat la bordel la femei. Dacă v-a plăcut, dragilor, lăsați un like și apăsați butonul de urmărire pentru următorul videoclip. Vă pupă, Andreea Pupicei! Bună, dragilor! Sunt Andreea Iesca și să vă spun cel mai tare banc, bărbatul către soția sa. Facem pariu că nu ești în stare să-mi spui ceva care să mă facă în același timp vesel și trist? Femeia se gândește o clipă și aruncă o frază ca din pușcă. Scumpule, tu ai cel mai mare penis dintre tot bărbații din bloc. Bărbatul, dacă v-a plăcut, nu uitați să lăsați un like, să dați un share și o urmărire pentru video următor. Vă pupă, Andreea! Bună, dragilor! Sunt Andreea Iesca și să vă spun cel mai tare banc, blonda nepăsătoare. O blondă mergea nepăsătoare pe stradă cu toate că lumea se uită la ea tare ciudat. La un moment dat se oprește un bărbat în fața ei și îi spune Domnișoară, vă atârnă un sân afară din bluză. Blonda, ptiu drace, iar am uitat copilul în autobuz. Dacă v-a plăcut, nu uitați să lăsați un like, să dați un share. Și o urmărire pentru video următor vă pupă Andreea. Bună, dragilor, sunt Andreea Iesca și să vă spun cel mai tare banc. Cu ursul și vulpea. Într-o zi, vulpea se duce la urs și îi zice Bă, ursule, știi că au scos ăștia bere cu numele tău? Ursu, ce ma? Vulpea, da, mă, du-te la magazin și vezi. Se duce ursul la alimentară, stă la coadă. Când ajunge la teșghea, îi zice vânzătoarei Mă scuzați, m-a trimis vulpea să văd dacă este adevărat că aveți bere cu mine ursus. Vânzătoarea îi răspunde, da, avem bere ursus la care ursul zice, wow, am ajuns vedeta. Ursul întreabă iar vânzătoarea, dar găini pentru vulpi aveți? Iar vânzătoarea răspunde, nu mi pare rău ursul. Oh, ce mergea cu o bere! Dacă v-a plăcut, nu uitați să lăsați un like, să dați un șir și o urmărire pentru video următor. Vă pupă, Andreea! Bună, sunt Andreea Esca și vă spun un nou banc despre tineri căsătoriți. După nuntă, soția îi reproșează soțului. Ai promis că după căsătorie te faci băiat cu minte, că nu te mai îmbesc ca porcu, că te faci alt om, la care soțul mirat răspunde, m-am făcut alt om, da, și lui, ăsta îi place să bea. Dacă vă plăcut, nu uita să apeși pe like, share și urmărire pentru următorul video. Bună, dragilor! Sunt Andreea Iesca și să vă spun cel mai tare banc. Cuplul din vecin, dragul meu, ar trebui să iei exemplu de la vecinul nostru. În fiecare dimineață își sărută nevasta. Ar trebui să faci și tu la fel. Bine, dragă, dar eu nu prea o cunosc pe vecina. Dacă v-a plăcut, nu uitați să lăsați un like, să dați un share și o urmărire pentru video următor. Vă pupa, Andreea! Bună ziua, doamnelor și domnilor! Sunt Andreea Esca. Vin cu un nou banc. Muncitorul și șeful lui... Un muncitor l-a sunat pe șef și i-a zis Îmi pare rău, dar astăzi nu pot veni la serviciu șeful. Doctorul mi-a spus că sufer de auz selectiv și de lene masivă. Și ce? Asta e cumva vreo boală, tâmpitule! mișcă fundul și vino imediat la muncă, ai înțeles? Vă mulțumesc foarte mult pentru înțelegere. Ne vedem mâine atunci. Dacă v-a plăcut nebunilor, lăsați un like și apăsați butonul de urmărire pentru următorul videoclip Vă pupă, Andreea. Bună ziua, doamnelor și domnilor, sunt Andreea Esca. Vin cu un nou banc. Într-un parc, pe două bănci, stă un tânăr și dincolo de el un bătrân. Trece pe lângă ei o femeie superbă. Zice tânărul, o, ce mai doamnă, ce toc cui. Femeia zice, dai o sută și te sui. Tânărul zice, scula mea, dar banii cui? Trece femeia mai departe și ajunge la bătrânel. Zice bătrânul, oh, ce mai doamnă, ce toc cui? Femeia zice, dai o sută și te sui. Bătrânul zice, banii mei, dar scula cui? Dacă v-au plăcut nebunilor, lăsați un like și apăsați butonul de urmărire pentru următorul videoclip Vă pupă, Andreea. Bună ziua, doamnelor și domnilor, sunt Andreea Esca, vin cu un nou banc. Un bețivan întreabă barmanul, câtă bere vindeți pe zi? Cam patru butoaie. Vreți să vă spun cum ați putea să vindeți cinci butoaie pe zi? Barmanul interesat cum? Umpleți halbele ca lumea. Dacă v-a plăcut nebunilor, lăsați un like și apăsați butonul de urmărire pentru următorul videoclip. Vă pupa, Andreea! Salut, eu sunt Gianni Orlando cu 2 de ouă. Știi ce zic? Vin cu un nou ban cu bulă. Bulă face rost de o țigară cu marijuana. Iese pe balcon și o aprinde. Trage 2-3 fumuri. Nimic! Știu, baga mi-aș dracii, știi ce zic nebunilor? Bulă zice, am dat și o groază de bani pe ea și nimic. Deodată prin față îi trece un glob mare de foc. Ce dracu se întâmplă? Da, ostea cu bombe? Mai stă și fumează înjurând că nu are niciun efect când iar îi trece prin față un glob mare de foc. Ce dracu? Enervat stinge țigara și intră în casă. Pe unde ai fost, mamă? Îl întreabă maică sa. Am fumat o țigară pe balcon. Două zile? Dacă v-a plăcut, eu sunt Gian și lăsați un like și apăsați butonul de urmărire pentru următorul videoclip. Vă pupă Gianii pupicei flocosilor!